credință și sănătate. Dragi ascultători, Aurelia Lucian vă urează bun găsit la emisiunea Credință și Sănătate, realizată de AMFOR, Asociația Medicilor și Farmaciștilor Ortodoxi Români. Astăzi continuăm dialogul cu domnul Marius Leordeanu, profesor universitar la Universitatea Politehnică din București și cercetător științific la Institutul de Matematică al Academiei Române. Domnule profesor Marius Leordeanu, ați spus în dialogul pe care l-am avut când am stabilit și am pregătit oarecum tema: eu cred în Dumnezeu, m-am născut să cred în Dumnezeu. Și nu pentru că suntem la Radio Trinitas, care este radioul Bisericii Ortodoxe Române, ci pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră și au spus mulți colegi medici care se ocupă de vindecare, psihologi și așa mai departe, preoți, nu există vindecare fără Dumnezeu. Și prin tot ceea ce a spus dumneavoastră astăzi, cred că ați reușit să risipiți destul de multă teamă din sufletul oamenilor. În primul rând vă mulțumesc că mă invitați în emisiunea dumneavoastră și vreau să mulțumesc și Bisericii Ortodoxe Române pentru această posibilitate. Dar biserica adevărată nu a fost, după părerea mea, niciodată împotriva științei. În biserica adevărată știu atât de multe cazuri, și în biserica catolică și în biserica ortodoxă, în care oameni foarte spirituali și chiar preoți au descoperit, au pus descoperiri fundamentale și în teoria cosmologică, și în teoria Big Bang-ului, și în teoria relativității, și în cuantică. Știința și credința trebuie să se întâlnească și să facă pace. Atunci devine tot mult, mult mai cu sens. Și eu cred fundamental. Cred că din prima zi în care am deschis ochii, cred că am fost așa într-o permanentă stare, pe de o parte, fermecat de magia în care trăiesc și dincolo de magie, ca să nu folosesc neapărat cuvântul magic, că nu e vorba de magie în alt sens, e magia divină. E ceva ce e dincolo de noi. Acum, nu ne place cuvântul divin, să folosim altul. Nu cuvântul în sine contează, contează esența, că este ceva mai mare decât noi și acel lucru e bun și acel lucru ne iubește. Și acel lucru știe mai multe decât este noi. Este numai iubire. Este numai iubire. Dacă suntem ceva cu adevărat vreodată, suntem cu siguranță doar iubire. Pentru că restul dispar. Restul e moarte, restul e transformare. În esență, e ceva ce ne cheamă în afară. Acum, nu degeaba programe de tratament ale unor adicții din toate zonele încep cei 12 pași. Primul pas: cred că există o putere mai mare decât mine. Și bineînțeles, acum nu poți să obligi omul să fie de o anumită religie. Și atunci programele spun: alegeți acea putere, dar crede că există una. 2. Dă problemele tale acelei puteri și crede că ți le va rezolva. Deci, iată cum, de fapt, credința nu este pentru că ne forțează cineva. Am văzut și oameni care au avut o anumită reticență și reticența pe care eu am observat-o nu este vina lor, ei sunt copiii lui Dumnezeu ca noi toți. Și nu înseamnă că cine zice eu cred în Dumnezeu, poate să fie și asta așa ca o etichetă pe care să-și o pună, eu cred în Dumnezeu și gata, înseamnă că cu adevărat crezi. Nu înseamnă că dacă spui că crezi în Dumnezeu, cu adevărat crezi. De multe ori ne putem îndoi, fiecare dintre noi, și ne îndoim când suntem buni. Și bine zicea Hristosul, când ajuți un om, când faci un lucru bun, atunci cu adevărat, prin faptă, demonstrezi că ești. Din câte am observat, dacă cineva are o anumită reticență față de credință, este doar o credință în modul clasic și care a fost cumva impusă, cineva a făcut o greșeală în educația acelui om și i-a impus-o, nu l-a învățat de fapt partea aceasta vindecătoare, bună și liberă. Cum spuneam și la începutul emisiunii, nu se poate iubire cu forța. Este nenaturală. Deci dacă noi vrem să atragem copiii către Dumnezeu, și aici am, poate mă adresez celor care cu adevărat se ocupă de educația religiei în școli sau așa mai departe, dar și despre părinți sau bunicii sau părinții care vor să... Trebuie neapărat să gândească așa: Dumnezeu este în primul rând iubire, dar și libertate în același timp. Liberul arbitru, nu? Da, liberul arbitru. Nu putem să iubim dacă nu suntem liberi. Deci dacă există Dumnezeu, cu siguranță acel Dumnezeu este și în copilul meu. Dumnezeu se va revela în ochii lui și în sufletul lui dacă eu voi lăsa liber să-l iubească. Veni, lăsați copiii să vină la mine, nu-i forțați pe drumul vostru. Și se vor redefini și termeni. Și să lăsăm oamenii să-și redefinească limbile. Pentru că fiecare popor are limba lui, fiecare sat are limba lui. Nu forțăm termeni. Termenii se schimbă, dar... trăirea e... Exact, și până la urmă o să vedem că, de fapt, lucrurile se simplifică.
nu se complică. Să încercăm să demontăm explicații foarte sofisticate și să încercăm să găsim explicațiile tot mai simple și mai clare. Oamenii de știință, de fapt, spre asta se duc, spre legi tot mai simple, mai generale, mai clare și care pot fi aplicate în fiecare caz. La fel și spiritualitatea, dacă ne ducem în profunzime, ai ajunge la lucruri simple, clare, cum ar fi iubește-ți aproapele, ca pe tine însuți. Cea mai simplă, e simplificarea simplificărilor, cea mai puternică. Deci, în loc să complicăm lucrurile și să le punem așa după paravane, ca să fie greu de pătruns la ele, trebuie să le desfacem. Și să nu ne fie frică de a face asta. Și apropo de frică, cum vorbeam și de copilul și cu avionul, cu acel exemplu, ca să nu ne fie frică de ceva, ca să nu ne facă rău, trebuie să-l cunoaștem. Trebuie să-l deschidem. Să ne uităm la el. Ați spus la un moment dat că pe drumul acesta în care evoluăm și ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu, e nevoie de participarea noastră. Participarea noastră în iubire. Ați subliniat foarte frecvent acest lucru. Acest drum pe care noi încercăm să urcăm presupune efort? Că este o problemă cu efortul. Noi avem această educație că numai lucrurile făcute cu îndârjire ne dau rezultate bune. Eu nu cred că iubirea trebuie să fie văzută ca un efort. O fac pentru că așa scrie undeva, mă duc și fac ceva, voluntariez undeva și fac un lucru bun pentru că așa se cere, că atunci într-adevăr că devine un efort. Și atunci începem cu libertatea, eu așa și începe, ca să vedem că de fapt efortul provoacă și o maximă bucurie și chiar plăcere. Mă las liber, caut în lume, în mine, dar și în ceilalți, și mai ales în lumea din afară, lucruri pe care le iubesc. Să nu fie jenă să zic, da, iubesc acel lucru, iubesc calitatea aceasta din omul celălalt. Bun, nu iubesc defectele, nu e nimeni perfect și eu am defecte și la mine trebuie să fac același lucru. Iubesc calitățile astea din mine, dar nu-mi iubesc defectele. Dar în momentul când le iubesc, prin iubire cumva se întâmplă o identificare. Nu știu, cred că aici este secretul existenței. Între conștiință și ceea ce conștiința iubește. Și atunci, în momentul ăla, se produce o minune. Fără această iubire, cred că existența s-ar desprinde. Nu există existență dacă n-am iubire. Dintre percepție, dintre ceea ce am în mine și la ceea ce mă uit. În momentul ăla se produce o întâlnire. În momentul în care există această iubire, de fapt este o legătură între ceea ce e în interior și ceea ce e în afară. Și prin identificare, eu ajung să și cresc, să cresc în afara mea. Cred că așa se produce această transcendență, această evoluție. Cred că numai așa putem să evoluăm, iubind ceea ce este în afara noastră, iubind ceea ce este în celălalt. Și spuneam la un moment dat, când voi ajunge în celălalt, voi ajunge în rai. Pentru că exact atunci voi transcende și voi evolua. Să vă dau acum un exemplu. Mă uit la o floare, mă uit la soare, mă uit la munți. Îi iubesc, mă duc spre ei. Ei sunt în mine, că altfel nu i-aș recunoaște. Îi iubesc, simt această chemare. Este un efort să urc muntele. E lucru pe care vreau să-l fac. Să mă las pe mine și să-l las pe celălalt să-și găsească ceea ce iubesc. Și spuneam așa într-o carte, Mă numesc Albastru, eu sunt ceea ce iubesc. Și ceea ce iubesc este viu. Asta e viața. Această iubire ține viața și, de fapt, viața este această iubire. Deci, în acest mod, această structură poate să meargă mai departe. În momentul în care nu mai iubesc, în momentul ăla totul se sparge. Pac, 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 pac. Mintea mea se sparge. Neuronii între ei nu mai vorbesc, se sparg. Nu se mai... Joburi. Totul se sparge, totul se sparge, se pierde încrederea, existența își pierde sensul și la iadul. Este un chin continuu al despărțirii, al neîncrederii, al demontării. Până la infinit. Și cred că nu există chin mai mare în care să nu mai ai încredere în nimic, nici măcar în propria ta existență. Până când te poți sfârma? La infinit. Și la infinit vei fi într-o sfârmare și asta va fi cea mai mare chin. Iadul este o stare de spirit, nu este un loc. Este o stare de prăbușire permanentă în care nu ne mai putem baza pe nimic. Totul se rupe în bucăți și bucățile în bucăți și bucățile în bucăți. Și ca ceva să prindă sens, totul este bazat pe o relație. Și dacă toate relațiile se sparg, atunci sau totul se năruie. Dar acum problema este următoarea, că realitatea nu este a noastră și realitatea este legată și realitatea este a iubirii. Și atunci rămânem într-o stare în care lucrurile de fapt sunt, doar noi încercăm în permanentă să le demontăm. Și ăsta este chinul, că noi suntem cei rătăciți, nu realitatea. Și ce trebuie să facem? Să ne predăm lui Dumnezeu? Să iubim, să căutăm ceea ce iubim, să ne identificăm. Spuneam la un moment dat, tratamentul e simplu. În fiecare zi îmi fac o listă cu lucrurile pe care le iubesc și mă identific cu ele. Ce fac cu lucrurile care nu le iubesc? Le urăsc? Nu, cum să le urăsc? Păi asta e diferența între iubire și ură, că iubirea nu urăște. Dar bun, ce fac cu lucrurile pe care nu le iubesc? Le ignor și îmi concentrez toată atenția și tot efortul și toate resursele mele
pe ceea ce iubesc. Și așa pot să construiesc, așa pot să cresc. Așa cele care nu sunt bune pentru mine vor pierde din putere. Răului nu poți să-i faci mai mult rău decât să-l ignori. Se topesc. Se topesc. Deci, dacă vrei să-i faci un rău răului, nu-l ură. Că vei pica în plasa lui. Nici nu te lupta cu el. Nu! Ignoră-l. Iubește binele și așa vei deveni foarte puternic în fața răului, pentru că până la urmă cea mai puternică conspirație, să zicem așa, este conspirația binelui. Este cea mai mare construcție care se poate întâmpla pentru cel mai mult timp. Pentru că lucrurile rele, apropo, ele fac construcții doar pentru momente relativ scurte, pentru că ele se vor trăda la prima ocazie. Înseamnă că s-au transformat în bine, nu? Deci răul nu iubește pe nimeni, dar nici binele nu urăște pe nimeni. Binele iubește binele, răul nu iubește pe nimeni și nu face cu adevărat casă bună cu nimeni, nici măcar cu el însuși. Dar acum să ne întoarcem. Deci ce cred eu e că dacă ne facem acea listă cu lucrurile pe care le iubim, dacă ne identificăm cu ele, avem șansa să ne dezvoltăm, să ne transformăm și a doua zi vom fi puțin altcineva. A doua zi trebuie să facem lista din nou. Se vor schimba termenii, se vor schimba elementele de pe listă, pentru că noi vom fi alții, vom vedea lucrurile altfel. Un om care a ieșit dintr-o boală sau dintr-o perioadă foarte grea va avea o listă. Trecând evoluție, acceptând lista, iubindu-și lista, dezvoltându-se, la un moment dat pe lista lui o să fie, bine, se vor regăsi elemente comune, dar pe lista lui vor fi puțin și alte lucruri, pentru că capacitățile lui vor crește, lucrurile pe care le va putea face vor crește. Dacă la început pe lista aceea va fi, Doamne, iubesc faptul că pot să mă duc până la baie și exersând, trecând prin terapie, mă gândesc la cei care au nevoie de fizioterapie, care trec prin anumite accidente, în fiecare zi își iubesc viața, e adevărat, asta în esență, dar în fiecare zi lista lor se schimbă și la sfârșit, chiar mă uitam la un documentar despre niște cicliști care au trecut prin greutăți foarte mari, la început de-abia umblau și peste un an de zile au ajuns din nou pe bicicletă în cursă în Turul Franței. Eu sunt ceea ce iubesc, mă duc înspre ceea ce iubesc. Este efort? Este, dar este cel mai frumos efort și până la urmă ne dă sens vieții. Aș spune așa, că este un efort, în același timp este o mare bucurie. Pentru cine este efort? Pentru un nivel al trupului. Pentru cine este bucurie? Pentru un nivel mai înalt al minții. Și atunci e dulce efortul, pentru că sunt realități diferite. Corpul la fel de mult trage, dar există o bucurie care dă energie corpului să o facă. Și dintr-o dată el și crește și se face și mai puternic și stau și bolile deoparte. Deci există mai multe straturi ale realității. Există. La un strat suntem făcuți din părți, la un alt strat suntem conștiință umană. Există mai multe stări emoționale. Există la un nivel simțim efort, efortul de a deveni campion, la un alt strat există bucuria că putem să o facem. Există. Domnule profesor, există o ierarhizare din partea noastră a evenimentelor pe care le trăim? Le catalogăm în eșecuri sau în succes? Până la urmă, așa cum ați menționat, ține de percepția noastră. Cât din viața noastră avem voie să considerăm că vinovați de momentele noastre neplăcute, pentru că nu le înțelegem ca pe etape ale evoluției, aparțin celor din jurul nostru, adică ceea ce numim în termen popular țapul ispășitor. Noi cu toții, bineînțeles, suntem parte din ceva mai mare și nu putem să ne excludem, nu putem să ne scoatem complet din context. Deci nici păcatele noastre, să zicem, sau greșelile noastre și nici succesele noastre nu sunt complet ale noastre. Adică noi atât de mult ne influențăm încât e foarte ușor, dacă greșești în viață, să dai vina pe părinți sau pe cei din jur. De asemenea, este normal că dacă ai un succes să le mulțumești. Ne influențăm reciproc extrem de mult. Care este abordarea corectă? În raport cu greșelile. În momentul în care suntem conștienți, să zicem că cineva a avut o influență asupra noastră și care ne-a făcut să fim într-un mod sau altul, în momentul în care suntem conștienți, în momentul ăla devenim responsabili. Este foarte important să preluăm întreaga responsabilitate. Deci să zicem că, nu știu, e foarte frecventă situația în care părinții fac niște greșeli, să zicem, care afectează copiii mai târziu și copiii mereu spun, a, este vina părinților mei. Dacă ți-ai dat seama de asta, nu mai ai voie să o zici. Pentru că e trișare. Ți-ai dat seama de ea, nu? Ești responsabil. Dacă nu ți-ai fi dat seama de chestia asta, ar fi fost o transmitere inconștientă. Adică nu realizezi de fapt ce ți se întâmplă, dar în momentul când realizăm, și asta tot ne întoarcem până la urmă la educația creștină care zice, dom'le, conștientizezi că ai păcătuit. Bun, acum ceri iertare și o să fii iertat. Dar tot educația creștină zice să nu vii la mine să-ți ceri iertare dacă nu ai iertat
fratele tău. Deci, ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi, și noi iertăm greșiților noștri. Tatăl nostru. Deci, dacă vrem să fim iertați, una mână, trebuie să conștientizăm ce am greșit și doi, trebuie să iertăm pe toți care ne-au greșit. Deci, odată ce ai făcut asta, să nu mai vii după aia și să spui că părinții, că bunicii, că X sau Y. Ai conștientizat? I-ai iertat? Bun. Îți pare rău? Ești iertat și tu. Dar nu vei fi iertat până nu vei ierta, pentru că asta înseamnă ipocrizie. Asta înseamnă că nu ești corect. Aștepți iertare, dar tu nu ești în stare să ierți. Înseamnă că nu avem despre ce vorbi, că Dumnezeu e fix acolo în sufletul tău și El vede tot ce se întâmplă. Nu poți să zici, Doamne, iartă-mă, că eu nu o să mai fac, dar eu nu-mi iert pe cei care mi-au greșit. Asta e una. Doi, în același timp trebuie puțin să ne depărtăm și de cuvântul greșeală ca păcat, după părerea mea. Și aici chiar inteligența artificială ne poate ajuta și studiul inteligenței, în care noi imediat realizăm că dacă vrem să facem un sistem inteligent, automat el, ca să poată să se îmbunătățească, trebuie să învețe din greșeli. Pentru că nimeni nu se naște învățat. Greșelile, și vorbeam asta și la începutul emisiunii, greșelile sunt de fapt provocări, dificultăți. Și le avem pentru că încă nu știm cum să le tratăm. Încă nu avem soluția noi. Și atunci învățăm cum să le tratăm, devenim mai inteligenți, mai buni și trecem peste ele. Găsim soluția. Deci greșelile sau greutățile prin care treci, faptul că n-am știut cum să reacționez, sunt ocazia noastră de a învăța, de a deveni mai buni. Acum, dacă nu avem puterea să învățăm, ele ne pot răpune. Suntem fragili în fața greutăților peste care nu putem trece. Ne pot răpune. Dacă putem să trecem peste ele și învățăm din ele, atunci înseamnă că avem mintea și mai puternică decât ele. Și de fapt devenim așa mai puternici. Deci trebuie și o minte deschisă, inteligentă și pregătită. Dar dacă nu are acele provocări, nu va deveni mai bună. Și dacă ne uităm la campioni, de exemplu, la cei care sunt în vârf, și mă uit la sport, că acolo sportul într-adevăr cere un efort extraordinar de credință, de stăruință, trup și suflet și tot. Și vedem că campionul adevărat e cel care, dacă astăzi a pierdut și a pierdut un meci extraordinar, să zic, la tenis, a pierdut ocazia de a face istorie, a pierdut milioane de dolari, a pierdut multe lucruri în acea minge pe care el putea să câștige meciul și a greșit-o. Și știe că a greșit-o. Dacă el ar sta și s-a tot gândit la treaba asta că a greșit-o, că și-ar plânge de milă, acolo ar fi terminată cariera lui. Nu și-ar mai reveni niciodată. Dar campioni așa recunoști. Sunt cei care trec prin cele mai multe și mai importante greșeli și după aia ajung să câștige. Între campioni și necampioni, necampionul ăsta se duce, încearcă de câteva ori, nu iese și se lasă bătut. Și mereu asta face în tot ce face în viață. Mă gândeam că poate nu e calea lui. Păi poate nu e calea lui, dar cei care nu e calea lui niciunde, care mereu încearcă și tot, a, nu iese, a, și după aceea începe să dea vina pe toată lumea. Campionul a pierdut de 1000 de ori și a câștigat de 100 sau de 10. Noi ceilalți în afară vedem numai la 10-100 și vedem pe rezumeul lui ale 100 de mari realizări. Nu vedem ce înseamnă truda din spate. Și când zicem trudă, înseamnă exact asta. Când cu lacrimi în ochi s-a dus, a trebuit să revină și a doua zi să se ridice și să înceapă din nou. Și ăsta este chintesența vieții. Dacă ne uităm la cei mai puternici oameni pe care i-am întâlnit în jur, sau exemple, sunt cei care au trecut prin greutăți, le-au învins, fie din vina altora, fie din vina lor, și combinații, și care au reușit, au învățat. Și lecțiile pe care le învățăm în viața reală sunt lecții cât se poate de reale. Și atunci ne dăm seama că, de fapt, păcatul poate să fie pentru ceilalți slab ca o chestie de vină. A, e vina ta, ai păcătuit, ai greșit. Sau poate să fie o ocazie de a deveni mai bun. O ocazie de a rezolva niște probleme. Pentru că dacă nu aveam acea ocazie, era un potențial acolo, oricând ne întâlneam cu ele, nu știam cum să reacționăm. Deci este o vedere duală și totul ține de percepție și atitudinea noastră în relație cu acele situații. Și atunci, a fi în stare să ierți este o binecuvântare. Și da, trebuie să fim fericiți să o facem. Și trebuie să fim fericiți să iertăm pe ceilalți și la fel de bine să ne iertăm pe noi înșine, de fapt să ne cerem iertare de la Dumnezeu și așa să fim iertați pe noi înșine. Pentru că cei care trăiesc cu o stare de vinovăție sunt foarte vulnerabili de a repeta. Și se îmbolnăvesc de multe ori. Se îmbolnăvesc și îmbolnăvești pe alții din jur. Alții din jur pot zic că sunt oameni răi,
când de fapt ei sunt bolnavi de propria vinovăție. Sunt atât de vinovați în sufletul lor, nu s-au iertat și nu au putut să lase, încât ceilalți nu mai există. Continuă să facă greșeli în raport cu ceilalți, pentru că se uită și își plâng permanent de milă. Și nu e cum ar trebui să fie. E tot un ego acolo. E tot un ego. Un ego rănit care nu poate să zică, Doamne, iartă-mă, și să învețe și să evolueze, să transcende înspre o evoluție, să se uite în permanență la ceea ce iubești. Cum spuneam, mă uit în fiecare zi la ceea ce iubesc. Păi dacă anumite lucruri care s-au întâmplat sau pe care, nu știu, cineva mi-a făcut un rău și port pică, păi iubești lucrul ăsta? Nu, păi nu te concentra pe asta. Și gândește-te, oare persoana care ți-a greșit n-are nimic bun? Investește în acel lucru bun cu acea persoană. Pentru că acea persoană poate nu vede că a greșit sau așa, dar investind în acel lucru bun care există în acea persoană, o să vezi cum vă vindecați amândoi. Și persoana respectivă și tu. În urcușul nostru spiritual sau spre înviere, cum se spune în biserică, atunci când ne împotmolim, este bine să cerem ajutorul? Păi o minte deschisă care are speranță și care vede direcția corectă, va găsi, bineînțeles, puterea de a cere ajutorul și a avea această smerenie, nu? Că am nevoie de ajutor. Adică va găsi toate posibilitățile care există direct ca să se ajute pe ea însăși, ca să evolueze. E normal. Dar dacă nu facem asta, de ce nu facem? Poate din mai multe motive. Una, că, într-adevăr, dacă suntem în situația în care nu recunoaștem ce se întâmplă, nici nu vedem că există acele posibilități. Sau doi, avem așa o mândrie care ține iarăși de un anumit ego, că nu ne putem accepta greșelile. Poate avem și pudoarea de a cere ajutor. Eu cred că ține tot de o imagine pe care o avem față, de o imagine a noastră. Cum să accept că am greșit? Ceilalți să vadă că eu am greșit? Nu, voi găsi toate posibilitățile de scuze și de invenții ca imaginea mea să rămână cică perfectă. La asta mă refer. O anumită pudoare, într-adevăr, ne e frică să ne arătăm vulnerabilitățile și atunci de acolo să fie că suntem vulnerabili, dar trebuie să învățăm că lucrurile astea sunt normale. Nu suntem primii și nici ultimii care avem nevoie de ajutor. Rămânem fiecare nevindecați într-o societate în care pare perfectă și de fapt nu suntem. De ce să nu evoluăm? De ce să nu fim deschiși? Și în situația respectivă, pe lângă un duhovnic sau preotul sau așa, există psihologi, există atâtea programe, medici. Există medici, psihiatri, la un moment dat se vorbește prieteni, de prieteni în fața cărora să ne deschidem, să comunicăm, să ne acceptăm. Știți, aici un aspect foarte important este că în momentul în care conștientizăm ceva, de fapt ne-am ridicat un pic deasupra, deja am început să rezolvăm problema. Pentru că ca să pot să văd ceva, trebuie să iau acel ceva, să-l pun în fața mea, să mă ridic un pic deasupra, să mă detașez și să pot să-l privesc. În momentul ăla deja am făcut primii pași spre vindecare, pentru că deja m-am făcut un pic mai independent de problema în sine. Văzând-o, bineînțeles că pot să-i găsesc mai bine problemele, dar m-am și desprins. Dacă nu pot să văd chestia asta, înseamnă că sunt atât de în ea, încât conștiința care ar trebui să o recunoască și să o vadă, e bolnavă, nu o poate vedea. Și atunci cum să se trateze? Primul pas e ca să o vedem. În momentul în care o vedem, o recunoaștem. Cum facem asta? Vorbim despre ea. De aceea, de multe ori la psiholog, psihologul stă și ascultă. El nu dă sfaturi, el ascultă. Pentru că vrea ca prima dată să scoți în evidență. Deci, da, domnule, am problema. Dacă nu știu că ai problema asta, degeaba mergi la psiholog sau degeaba mergi la preot. Domnule profesor, mai avem 2 minute și aș vrea să știu cum definiți dumneavoastră smerenia. Pentru că sunteți un om tânăr, cu un rang înalt, câștigat prin munca dumneavoastră și prin rugăciune, cum ați spus des. Cum definiți smerenia? Smerenia este un termen care de obicei este legat de termenii mai bisericești, să zic așa, smerenia. Pe de altă parte avem un alt cuvânt, modestia, care este poate mai general. Nu sunt neapărat același lucru. Eu când mă gândesc la smerenie, o văd ca o aplecare în fața lui Dumnezeu. Ca o aplecare în fața măreției lumii. Noi trebuie să acceptăm că suntem atât de mici în fața infinitului și în același timp, doar fiind atât de mici în fața infinitului, infinitul este atât de măreț și de fapt avem această ocazie fantastică, trebuie să ne bucurăm de smerenia noastră. Sunt smerit pentru că nu le știu și asta îmi dă ocazia să îmi ridic ochii spre cer și să învăț, să evoluez. Smerenie nu înseamnă, ca și modestia, nu înseamnă să mă plec în fața diavolului. Nu în față să mă plec în fața unei alte persoane care ar trebui să fie și ea smerită. Nu, dacă fac asta, pe Dumnezeu îl supăr. Nu înseamnă umilință. Nu înseamnă umilință. Eu îl supăr pe Dumnezeu dacă eu mă plec în fața diavolului. Îl supăr foarte tare. De ce te-ai plecat în fața diavolului? În fața mea,
suntem parte din ceva mai mare, este o binecuvântare acest lucru. Să nu ne umflăm în pene și să credem că universul e mic și noi suntem mari. Exact ăsta e semnul egoului, exact asta e problema lui Lucifer. Smerenia este o stare de demnitate, de forță, de seninătate și cred că prin smerenie putem să fim cu adevărat puternici, cu adevărat să înfruntăm greutățile și să stăm drept. Ne dă și această putere de a sta drept în fața timpurilor. Domnule profesor Marius Leordeanu, vă mulțumesc din suflet pentru toate informațiile care sper să fie de ajutor, poate în primul rând tinerilor care se îndreaptă către viață, spre o carieră, spre un mod de a trăi, dar sper să fie util și părinților care sunt atât de îngrijorați de ceea ce se poate întâmpla cu copiii. Vă mulțumesc mult pentru invitație, a fost o ocazie extraordinară să ne adresăm României, tinerilor, părinților. Eu am o foarte mare credință și speranță într-un viitor mai bun. Dragi ascultători, invitatul nostru a fost domnul Marius Leordeanu, profesor universitar la Universitatea Politehnică din București și cercetător științific la Institutul de Matematică al Academiei Române. Aurelia Lucian, realizatoarea emisiunii, și Marius Brașoveanu de la Pupitrul Tehnic vă urează sănătate, pace și lumină în suflet și mult ajutor de la Domnul nostru Iisus Hristos.